Circa jumătate din toți alegătorii care au participat la votare în 14 iunie sunt cetățeni ce au trecut de vârsta de 45 de ani. Deci mai mulți de jumătate. Tinerii, din păcate, de la 18 până la 25 de ani, sunt doar 5%. Este un dezinteres. Noi destul de greu înțelegem de ce tinerii totuși nu vor să meargă. Sociologii ne explică că există o anumită dezamăgire, că există, din această dezamăgire vine și lipsa de încredere. Dar dacă stăm acasă, oare cumva ajutăm să distrămăm această dezamăgire? Ori poate cumva devin mai buni cei aleși în final? Cred că nu. Cred că odată ce există un sentiment, chiar și dacă acest sentiment undeva el e bazat pe emoții negative, el oricum trebuie scos în afară prin buletin. Trebuie să mergem, să votăm, pentru că dacă place candidatul, îl susțineți. Dacă candidatul nu place, susțineți un concurent acesta.